și ne purtăm cu teamă de Domnul. Teama de Domnul trebuie să înceapă din casele noastre. Când nu ne vede nimeni, ne vede Dumnezeu. Și ceea ce sădim în copiii noștri este de fapt ceea ce aduce ulterior cea mai mare binecuvântare. Am constatat că cea mai mare investiție pe tărâm omenesc o putem face în copiii noștri. Atunci când învățăm teama de Domnul, când învățăm să umble pe căile Domnului, atunci și noi și ei suntem binecuvântați. Domnul să vă binecuvinteze pe voi doi, ca părinți, și să creșteți în casa voastră un David ca cel ce iubește, ca cel ce vă unește, ca cel drăgălaș, să nu creșteți un comandant. Și astfel, fiind o binecuvântare pentru el, vă prorocesc că binecuvântarea se va întoarce asupra voastră. Când știm să ne binecuvântăm copiii noștri, copiii noștri vor ști să ne binecuvinteze pe noi. Când? Atunci când se împlinește Eclesiastul 12. Când cei ce macină se împuținează, când se întunecă ferestrele casei, când sunetul huruitului morii este înăbușit, când se ofilește smochinul, când încărunțește, când începe să tremure, atunci se întorc binecuvântările date în pruncie. E un ciclu extraordinar. Și în ciclul acesta ne încadrăm fiecare. Binecuvântăm, vom fi binecuvântați. Corul cânta mai de mult, binecuvântați părinții totdeauna pe pământ, ca și voi să fiți binecuvântați. Domnul să binecuvinteze familia Rolea și toate familiile. Amin. Vă invit să veniți aici sus și să cerem de la Domnul binecuvântarea. Biserica se va ridica în picioare. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, David. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, David. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, David. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Ne rugăm Domnului împreună cu părinții. Vom încredința pe micuțul David în mâna lui Dumnezeu și vom cere ca el să reverse asupra lui binecuvântarea lui aleasă cu tot ceea ce el știe că are nevoie, copilașul acesta și părinții lui. Ne rugăm. Doamne Iisuse, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru dragostea Ta care este atât de minunată față de noi. Îți mulțumim pentru acest cadou minunat care Tu ne-ai dat pentru micuțul David. Îl încredințăm, Doamne Iisuse, în mâna Ta de acum de mult și Te rugăm să fii cu El, să-L păzești în toate căile Lui și în tinerețile Lui. Te rugăm să-L faci o bună mărturie între colegii Lui și între unde Vei așeza Tu. Doamne Iisuse, pe noi ajută-ne să-L învățăm din cuvântul Tău și să-L creștem în temere și în frică de Tine și ajută-ne, Doamne Iisuse, să fie pentru noi o iubire și o apropiere față de Tine. Amin. Amin. Doamne Tată, venim în această zi înaintea Ta și îți mulțumim pentru dragostea Ta, îți mulțumim că ne-am putut aduna aici sănătoși. Îți mulțumim, Doamne, pentru jertfa Ta de la cruce, îți mulțumim că ai murit pentru noi și ne-ai făcut copiii Tăi, ne-ai spălat cu sângele Tău.
Îți mulțumim, Doamne, pentru David. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ni l-ai dat sănătos și Tu l-ai ocrotit și l-ai păzit și l-ai dezvoltat așa cum trebuie. Îți mulțumim, Doamne, că ne iubești mai mult decât Te iubim noi pe Tine. Și în continuare, Doamne, îl încredințăm în mâna Ta pentru că la umbra aripilor Tale El are un loc de scăpare și numai Tu, Doamne, poți să Te îngrijești de nevoile Lui. Te rugăm, Doamne, să ne dai înțelepciune și pricepere, să ne ocupăm de El așa cum trebuie. Te rog să ne ajut să-L creștem în temere de Tine. Te rog, Doamne, să ne faci un model demn de urmat și Te rog să se vadă slava Ta în noi. Te rog să ne dai mai multă îndrăzneală și mai mult curaj ca să Te vestim pe Tine și să Te arătăm celor din jurul nostru. Și, Doamne, îți mulțumim că Tu Te îngrijești de toate nevoile noastre și ne-ai binecuvântat cu tot ce am avut nevoie. De aceea nu avem cuvinte să-Ți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi și îți mulțumim pentru că Tu știi să faci mai mult decât să cerem noi sau să gândim. Amin. Tatăl nostru ceresc, înaintea Ta ne închinăm, fiindcă Tu ești Cel ce binecuvintezi. Și ce binecuvintezi Tu, rămâne binecuvântat în veci. Mă rog ca binecuvântarea Ta să se coboare din cerul Tău înalt peste acest copilaș cu numele David. În mâna Ta îl încredințăm și credem, Doamne, că Tu poți să faci mai mult decât știm sau cerem noi. De aceea cerem de la Tine binecuvântarea Ta dumnezeiască. Binecuvintează-L în trup și binecuvintează-L, Doamne, și în suflet și la vremea potrivită dăruiește-i credință, ca prin credință să poată să Te urmeze pe Tine. Binecuvintează-L ca să fie o binecuvântare pentru părinții Lui. Și mă rog pentru Victor și pentru Georgiana și pe ei să-i binecuvintez cu înțelepciunea care vine de la Tine. Cu dragoste ca să-și crească copilul după voia Ta și să pună în el ce au mai bun, ce au primit de la Tine. Binecuvintează-i, Doamne, în continuare cu cele materiale și cu cele spirituale. Și ajută să recunoască în toate că binecuvântarea vine numai de la Tine. Ne rugăm, Doamne, să le dăruiești resursele necesare pentru trai, dar mai ales să le dăruiești dorința sfântă să Te slujească, să Te laude pe Tine. Și învață-i, Doamne, dimensiunea aceasta a laudelor Tale, ca lăudând numele Tău prin tot ceea ce fac și sunt, să fie binecuvântați de Tine. Mă rog să le binecuvintez părinților care acum au devenit bunici și să-i ajut să înțeleagă responsabilitatea de a sta totdeauna la îndemână și a se ruga pentru ei. Și dăruiește-le, Doamne, putere ca în tot ceea ce fac să facă totul pentru slava și gloria Ta. Încă o dată încredințăm în mâna Ta acest copilaș și cerem de la Tine a Ta sfântă binecuvântare. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Oh,
O să facem tot ca la cântarea precedentă, o să lăudăm pe Dumnezeu împreună cu fanfara din cântarea Iisuse pentru mine. La momentul potrivit o să vă rog să ne împreunăm în laudele Domnului. Vizitați din alte locuri, Dumnezeu să vă binecuvinteze și pentru că n-aș vrea ca nimeni să se simte ofensat, că nu-l salutăm, invit întreaga biserică să se uită în stânga, în dreapta și să întindă o mână plină de căldură pentru cel din, de lângă el. Am înțeles că aveți
un salut pentru biserică? Da. Aveți un salut, da. Bine, o să vă spunem acum. În mijlocul nostru este și o familie specială din Ucraina. O familie din Ucraina, dar care vorbește limba română, dar care stă în America. Așadar, din trei locuri diferite, dar în același duh cu noi, frați de credință. Vă ascultăm cu un salut. Vă dorim să vă trimitem multe binecuvântare. Ah, mă scuzați. Multe binecuvântare vă transmit din America, din orașul Anderson, unde trăim, și din biserica noastră. Și am fost în ospiție în Ucraina, din orașul Ureni. Tot vă transmitem multe binecuvântare la toți copiii Domnului care iubesc pe Domnul. Și dorim să-L slăvim din toată inima. Multe binecuvântare. Cântare. Am înțeles că aveți și o cântare. Haideți în față să vă vadă mai bine, frații. Foarte bine. Cântarea va fi în limba rusă. Fratele zicea că e limba internațională, limba rusă. Касарина лугу размахалися острыми косами, что им Божий цветок, им бы делать работу свою, я на милость твою уповаю, Спаситель мой Господи, на милость твою. Лишь только на милость твою, я на милость твою уповаю, Спаситель мой Господи, на милость, лишь только на милость твою, только вера в тебя, вот моя неизменная спутница. Вера в то, что ты всем управляешь своею рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься. И спасительным камнем ты станешь пред острой косой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься, и спасительным камнем ты станешь пред острой косой. А иначе зачем ты поил меня дивными росами? Для чего показал мне любовь и свою теплоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Косари на лугу отмахались острыми косами, завершён сенокос, ну а я невредимым стою. И как прежние дни, упиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. И как прежние дни, упиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. Аминь.
Slavă Domnului! Ei, ultima, cum a fost la început, că trebuie să-L slăvim pe Domnul la orice pas. Dumnezeu ne păzește ca pe o floare. Iisus Hristos înaintea noi, când cosarul cosește iarba și acolo e o floare, suntem noi. Și El ne păzește, stă ca o piatră stâncă înainte să nu ne cosească nici un rău care e înaintea noastră. Amin. Slavă Domnului. Mulțumim. Cred că sunt câțiva frați care știu limba rusă, m-au zis că ei începeau să fredoneze. Câți dintre dumneavoastră cunoașteți limba rusă? Data viitoare să vă avem tălmaci. Așa. Câteva anunțuri pentru biserică. Toamna a început cu multe activități. Luni seara, seara de tineret, dar anunțăm încă din seara aceasta corul de copii Osana de la 6:30 va avea repetiții în sala Beniamin. La fel și sâmbătă, același cor de la orele 4:16. Marți seara începe Vox Day-ul. Toți tinerii peste 20 de ani și studenți vă așteptăm la întâlnirea Vox Day-ului. Miercuri repetiții de cor, joi seara, seara de cateheză. Anunțăm că peste o lună jumătate ne pregătim din nou pentru un botez. Cei care sunteți deja la cateheză, vă așteptăm în continuare. Iar de la orele 19, studiu biblic, vineri seara de rugăciune a bisericii. Iar duminică, din nou, vom fi în casa lui Dumnezeu dacă ne va da har. Fanfara se adună și iată o sâmbătă de la orele 16. Duminică va fi o duminică specială, pentru că dorim să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot harul Său. Vom avea sărbarea roadelor, sărbarea de mulțumire. Și la această sărbare de mulțumire, cred că se cuvine să participăm fiecare dintre noi. Așa cum cred că deja v-ați obișnuit în ultimii 2 ani de zile, vă invităm cei care puteți și care aveți să veniți la casa lui Dumnezeu cu ceva daruri. Și anume, fie cu un cozonac, fie cu un borcan de gem, borcan de murături sau orice alt aliment. Pentru că dorim toate aceste daruri să le luăm și să le dăm la cei săraci și la zilul de oameni în vârstă de la Slimnic. În același timp dorim să invităm biserica duminica viitoare la o colectă specială. Dorim să mulțumim bisericii pentru colecta specială din săptămâna trecută, care a mers la sinistrații din Galați. Sora Adelia Albu este acolo, ne-a sunat ieri seara și spunea că în fiecare zi împreună cu frații de acolo, prin bunăvoința bisericii, în urma colectei, a reușit să meargă să ducă de mâncare la cei săraci. În fiecare zi 100 de familii primesc o ciorbă caldă. Sunt oameni care au trecut prin câteva greutăți foarte mari. Apele au fost mari, deși s-au retras acum, partea grea acum începe. Construcția caselor este destul de șubredă și e pericol ca aceste case să cadă. Dar duminica viitoare dorim să avem o colectă specială de altă factură. Ne bucurăm că Dumnezeu ne dă ocazie să transmitem prin internet live tot ce se întâmplă aici. Și în fiecare duminică, cel puțin 50-55 de calculatoare pe dimineață și apoi seara la fel, sunt deschise și ne urmăresc. Ne adresăm întâi de toate celor care ne urmăriți pe internet. Pentru dumneavoastră dorim să vină în folosul dumneavoastră această colectă și în folosul slujirii bisericii. Este un azil de oameni în vârstă în Moldova care mărturisea că ei deschid calculatorul și împreună cu cei de acolo ne urmăresc ce se întâmplă aici. Dorim să avem o colectă specială pentru achiziționarea unei camere speciale care să se potrivească cu echipamentul pe care l-avem. Solicităm și sprijinul celor care ne urmăriți pe internet să fiți parte cu noi la această colectă, care de asemenea va fi susținută și de frații din Biserica Betania. De data aceasta, corul nu mai laudă pe Domnul cu o cântare, ci fanfara, dar fanfara compusă din 2 persoane, un duet. În timpul acestei cântări, ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie.
Vinerea următoare, fiind prima vineri din lună, vom avea întâlnirea de rugăciune cu celelalte biserici care participă la acest proiect binecuvântat, la Biserica Baptistă Speranța de pe strada Maghiranului. Înainte de a începe mesajul propriu-zis din ultima biserică a cărții Apocalipsa, vă propun următorul scenariu la care să meditați. Gândiți-vă la o persoană pe care afirmați, la care, despre care afirmați în mod direct că o prețuiți, că o iubiți, că o stimați, că o ascultați, că o respectați. Poate fi soția, soțul, tata, mama, fratele, sora, cineva care spuneți dumneavoastră că îi dați cinste și o respectați. Acum, această persoană, după câțiva ani buni de zile, când ați trăit cu această impresie că o respectați, că o iubiți, că i-ați arătat dragostea, devotamentul dumneavoastră, respectul dumneavoastră, ascultarea dumneavoastră, după câțiva ani buni de zile, să vină la dumneavoastră și să vă spună dintr-o dată, printr-o scrisoare, următoarele cuvinte. În felul în care ai trăit, în felul în care te-ai comportat față de mine, să știi că disprețuiesc felul acesta. Disprețuiesc total felul în care te-ai purtat față de mine. Cu siguranță cu astfel de afirmații te-ar șoca, mai ales că tu știi sau ai crezut că știi că prețuiești, că ai respectat persoana respectivă, că ai iubit persoana respectivă, că i-ai arătat dragostea ta, ascultarea ta și dintr-o dată, pe nepusă masă, persoana respectivă, tu aveai impresia că era ei de treabă față de ea, vine să spună această afirmație groaznică. Și mai mult, încerc să fiu cât pot de cumănuș, a să spună felul în care te-ai comportat față de mine îmi provoacă dispreț și greață. Nu te aștepta, nu? Dar o astfel de stare avem de a face în ultima biserică, cu o astfel de stare avem de a face în ultima biserică din cartea Apocalipsa. O biserică ce a trăit aproximativ 23 ani de zile cu o anumită iluzie. O iluzie legată de cea mai prețioasă persoană, cel puțin la nivel declarativ, că o respecta, că o iubea, că o trata în mod cinstit și real. Și după 20-30 de ani să primească vestea șocantă, felul în care te-ai comportat față de mine e disprețuitor. Haideți să vedem despre ce e vorba în ultima biserică din cartea Apocalipsa, de aceea cu respect vă invit să ne ridicăm și să citim din cartea Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 14 începând până la finalul capitolului, iar la final rog pe fratele Ilie Teșcuț să ceară binecuvântarea. Îngerului bisericii din Laodicea scriei: iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Să ne rugăm. Să binecuvintezi cuvântul din această zi. Să binecuvintezi pe fratele Radu, te rog ca tu să-i dai ungerea Duhului Sfânt în transmiterea mesajului.
Ajută-ne, Iisuse, să fim un primitor ai cuvântului tău și îți mulțumim că tu ești acela care ne vei răsplăti. Binecuvântat să fie numele tău, Dumnezeu. Amin. Vă rog să luați loc. Biserica din Laodicea, ultima din cele șapte, biserica ce trăia o mare iluzie. Spre deosebire de celelalte șase biserici, biserica din Laodicea nu primește nici măcar un cuvânt în descriere de apreciere. Nu știm începuturile acestei biserici, nu știm cum începe. Avem un indiciu în cartea Coloseni, cum că Epafra și Arhip ar fi vizitat Valea Licos, vale unde era situată Laodicea, și mai mult, Apostolul Pavel cere ca epistola către Coloseni să fie citită în Laodicea și se pare că a existat o epistolă trimisă special laodicienilor de către Apostolul Pavel, care la rândul ei trebuia citită în Colose. Deși nu știm începutul acestei biserici, știm că biserica din Laodicea se afla în cea mai periculoasă stare. Într-o stare ce ne-l prezintă pe un Hristos îngrețoșat, o biserică ce îi provoacă greață. Cuvinte dure, grele și aparent foarte nepotrivite să fie citite în cadrul bisericesc. Acum, de ce se află într-o stare de asta groaznică sau cum arată starea groaznică? Dacă am avea un termometru să ne luăm temperatura spirituală, potrivit cărții Apocalipsa, în epistola din Laodiceni apar trei stări, trei temperaturi. Prima temperatură este a inimii reci, adică rece, dacă ai fi rece, gheață. Temperatura aceasta explică sau are de-a face cu un om total împotriva lui Dumnezeu. Un om care stă împotriva lui Dumnezeu, împotriva principiilor sale, un om care are inima de gheață față de tot ce înseamnă lucrurile spirituale. Mai este o stare, starea exact opusă, starea de inimă fierbinte sau caldă, care de fapt reprezintă starea normală a credinciosului. Starea unui om care este interesat de Dumnezeu, trăiește pentru Dumnezeu, respectă poruncile și principiile lui Dumnezeu. Între cele două stări se află a treia, extrem de periculoasă. Nici rece, nici în clocot. Dar cum? Căldicel. Cea de treia stare cea mai periculoasă. Nu sunt nici împotriva lui Dumnezeu, dar nici nu sunt cu Dumnezeu. Nu mă declar ateu, dar nu mă declar nici urmașul apropiat al lui Hristos. E o stare de căldicel. Acum, de ce e așa de gravă o astfel de stare? Haideți să intrăm în câteva momente ce ne mai stau înainte, să analizăm starea aceasta și să vedem remediul ei. De ce e gravă o astfel de stare? Unul din predicatorii de renume, Morgan Campbell, spune așa: starea de căldicel spiritual este cea mai severă formă de blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Dar de ce? Nu sunt împotriva lui Dumnezeu, nu comit mari păcate împotriva lui Dumnezeu, dar de ce să fie blasfemia asta? Două lucruri m-am gândit. Odată, pentru că hrănește o iluzie. În versetul 17 din textul citit, Domnul Iisus spune un cuvânt extrem de important, prin negație. Nu știi. Cu alte cuvinte, tragedia celor din Laodicea consta în faptul că ei pretindeau să fie ceva sau că erau ceva când de fapt nu erau. Ei credeau că sunt bogați spiritual când de fapt erau săraci. Trăiau într-o lume pe care și-au conceput-o ei, se hrăneau cu felul în care ei și-au gândit lumea respectivă. Dacă ai fi stat de vorbă cu astfel de oameni din Laodicea, probabil ei, dacă s-ar fi uitat la ei, ar fi spus: suntem bine, suntem în regulă, suntem așezați. Dar Domnul Iisus Hristos spune altceva. Trăiești o mare ignoranță. Nu ești ceea ce zici, nu ești cum zici că ești. Imaginați-vă că dumneavoastră ați intra într-un salon de oameni muribunzi. Oamenii aceștia ar urma să moară în ziua de mâine. Și te-ai perindat pe la paturile lor și dintr-o dată cineva ar spune, muribund fiind, îl vezi că suferă, că aproape că își dă ultima suflare, și omul respectiv să se uite la tine să spună: mâine mă duc să mă angajez. Mă angajez la cutare servici, voi face mai departe concediu în următoare localitate, și începe să spună planul când tu știi cu siguranță că moare mâine, că nu se mai poate ridica din pat, că de-abia vorbește, că de-abia respiră. Dar în mintea acelui muribund, el și-a construit planul pe următorii 10 ani. Nu e așa că e tragic? Dar tot așa de tragic e din domeniul spiritual. Să crezi că lucrurile sunt bine,
Relația ta e bună cu ceilalți, poate cu divinitatea, dar să trăiești o mare iluzie. Asta e starea de căldicel. E gravă pentru că te amăgește singur. E starea aceea blestemată de mijloc, care într-un fel încearcă să liniștească conștiința proprie. Mai bifesc ceva, mai fac ceva ca să-mi liniștesc conștiința, dar să nu fiu în reală legătură cu Dumnezeu. Apoi, de ce e gravă o astfel de stare? Pentru că strică mărturia lui Hristos. Cei care trăiesc la mijloc nici cu Dumnezeu, nici împotriva lui, oferă un model greșit celorlalți. Și dacă ceilalți s-ar uita la astfel de oameni căldicei, vor începe să miroase ceva fals la ei. Ei nu sunt nici cu Dumnezeu, dar nici cu lumea. Le-ar plăcea cu Dumnezeu duminica, dar le-ar plăcea și cu lumea lunia. Le-ar plăcea principiile lui Dumnezeu, dar le-ar plăcea și păcatele lumii. Și oamenii aceștia cu două picioare în două bărci dau o impresie greșită căii lui Dumnezeu. E de fapt ce zice Domnul Iisus Hristos legat de fățarnicii farisei. Nici voi nu intrați în împărăția lui Dumnezeu, dar nici pe alții nu-i lăsați să intre. Pentru că oferă o imagine greșită a ce înseamnă să umblu cu Dumnezeu. Oferă o imagine greșită cu privire la ce înseamnă relația cu Dumnezeu. Și într-o parte și în alta. Dar haideți să vedem prin ce e caracterizat o astfel de stare. Starea asta de căldicel, cum arată? Care e realitatea bisericii? Dacă am fost atenți în cele 7 biserici prezentate, adevărat detaliat unele în 2-3 mesaje, ne-am uitat că există următorul șablon. Există o reputație a bisericii prin ceea ce ea credea că arată lumii. Există o realitate, un remediu și o recompensă. Reputația bisericii din Laodicea era falsă. Ea credea că era ceva sau cineva și era fals, era o iluzie mare. Dar care e realitatea? Și realitatea e văzută prin 4 lucruri. Starea asta de căldicel se caracterizează potrivit textului citit prin 4 lucruri. Prin 4 pierderi pe care cei din Laodicea le-au avut. Prima pierdere, sau ce au pierdut laodicenii, versetul 15 și 16. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Vigoarea. Un om căldicel n-are vigoare. Dacă să înțelegem expresia aceasta, trebuie să înțelegem contextul scrierii epistolei către Laodicea. Laodicea era un oraș în jurul căruia mai existau două cetăți importante, Colose și Hierapolis. În Hierapolis, undeva la 10 km distanță de Laodicea, existau anumite izvoare termale cu apă binefăcătoare pentru trup. Existau acele ape extrem de fierbinți care făceau bine sănătății, un fel de Ogna Sibiului, de ape calde, sau, dacă vreți, Băile Felix. Ape calde care făceau bine trupului, fierbinți, izvoare termale. La 15 km de Laodicea era un alt oraș, Colose. Acum, Colose era situat la poalele unui munte, unui deal, am putea zice, și din el exista un izvor cu ape proaspete, reci, plăcute de băut. Între Colose și Hierapolis era Laodicea. Laodicea n-avea sursă de apă. Și cei din Laodicea au făcut anumite apeducte care luau ambele izvoare, și cele termale și cele reci. Dar pentru că distanța dintr-o localitate și cealaltă era mare, 15 km și 10 km, acele apeducte care începeau cu ape fierbinți din Hierapolis ajungeau la Laodicea, știți cum? Stătute. Călduțe. Nici izvoarele colectate din Colose, care erau reci, bune, nu ajungeau la Laodicea altfel decât tot la fel. Călduțe, stătute. Și cei din Laodicea înțelegeau foarte bine în momentul în care Domnul Iisus le spune: voi sunteți exact ca starea orașului vostru. Când vrei să bei apă, să te răcorești de căldura verii și începi să iei, dai drumul la robinetul din Laodicea și iei o cană de apă, e atât de neplăcut gustul. E stătut. E ceva care nu-i nici cald, măcar să facă bine sănătății, să faci o baie bună, dar nici rece. Asta e starea. Acum, pornind de la realitatea istorică,
Oamenii aceștia și-au pierdut energia, vigoarea, duhul înfocat de care vorbește Scriptura. În Fapte 18 cu 25 vorbește de un anume Apollo care, spune Scriptura, avea un duh înfocat. Sau Apostolul Pavel în Roman 12 cu 11 vorbește despre cum ar trebui să arate duhul nostru. Uitați ce zice în Roman 12 cu 11, dacă poate fi afișat. Râvna Duhului. În sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul. Cu alte cuvinte, slujiți Domnului cu energie, cu entuziasm, cu bucurie. Ce a rămas în Laodicea a fost doar apatie, indiferență. Cum arată un om căldicel? Un om indiferent, un om apatic față de tot ce se întâmplă în jurul lui în domeniul spiritual. Nu e acea râvnă a Duhului, acea bucurie a Duhului, a slujirii cu Duhul. Dar mai degrabă indiferență, somnolență, apatie. Și-au pierdut vigoarea. În al doilea rând, ce și-au mai pierdut? Versetul 17 și 18. Apocalipsa 3. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Și-au pierdut valorile. Valorile. Orașul Laodicea ajunsese așa de bogat, încât după cutremurul din anul 60, care efectiv a ras de pe fața pământului cel puțin jumătate din oraș, oamenii aceștia extrem de bogați n-au vrut să primească ajutor din partea Imperiului Roman. Roma a vrut să asigure cu o parte, din materiale și din bani, reconstrucția cetății Laodicea. Colosia a primit bani, Filadelfia a primit bani, dar Laodicea n-a dorit. De ce? Pentru că oamenii din Laodicea erau așa de bogați, au refuzat orice ajutor exterior, spunând, ne descurcăm singuri. Și într-adevăr, în Laodicea, banii nu erau o problemă. Cetatea Laodicea se mândrea cu clădiri impunătoare ale teatrului, băilor publice și un stadion magnific. Acum, majoritatea bogăților proveneau din trei surse. Când citești cele șapte biserici din Apocalipsa, trebuie neapărat să înțelegi contextul ca să vezi ce vrea să le comunice Duhul. Care erau cele trei surse? Odată, Laodice era un centru puternic bancar. Cicero își ținea averile aici și nu erau puține. Era cel mai important centru bancar al Vailicos, poate al Asemici. Mai mult, Laodice era un centru al modei, în special hainele de lână neagră erau făcute aici. Pentru că era un ținut puternic dezvoltat în ce privește chiar agricultura și în ce privește creșterea animalelor, exista o lână specială aici. Ai centru modei, centru bancar și centru medical. Exista acea pudră frigiană, cea mai apreciată alifie pentru ochi și oamenii făceau bani cu duiumul vânzând alifie pentru ochi. Acum știți ce se întâmplă cu biserica de acolo? Se pare că a început să împrumute valorile înconjurătoare. Progres material, dar regres spiritual. Acum, tragedia lipirii de valorile înconjurătoare se observă în biserică în mod clar. Prin faptul că ea spune, n-am nevoie de nimic. Mă descurc singur. Dumnezeu undeva izolat. E bine să ai cunoștința lui Dumnezeu, dar știi ce, Doamne, mă descurc singur. Cu alte cuvinte, apare problema totsuficienței. Nu mai depinde Dumnezeu pentru protecție. Nu mai depinde Dumnezeu pentru hrană. Nu mai depinde Dumnezeu pentru nimic. Am rezolvat problema sănătății, am centru medical, am rezolvat problema hainelor, am centru de modă, am rezolvat problema banilor, am bani cât vreau, îmi sunt atot suficient. Sunt anumite comune în jurul Sibiului care trăiesc această mare tragedie. Oameni care au de toate. Ce nevoie mai am de Dumnezeu? Vestul Europei la fel spune. Mă descurc singur, ce nevoie mai am de Dumnezeu? Dumnezeu, e bine să ai în cultura poporului să existe o astfel de idee, dar mă descurc singur. Problema autosuficienței. Cu alte cuvinte, mi-aduc aminte de momentele dinainte de Revoluție, chiar dacă eram doar un copilaș. Dar parcă citeai și realizai faptul că depinzi de Dumnezeu pentru fiecare deschidere a frigiderului. Când știai că n-ai ce să mănânci și rația era dată și parcă te rugai mai mult, depindeai mai mult de El. Acum când lucrurile sunt mai așezate, acum fiecare poate are o felie de pâine în plus, cum nu era atunci, parcă nu te mai rogi așa de mult. Doamne, dă-mi pâinea cea de toate zilele.
că ne suntem atot suficienți. Deci e o mare problemă. Și o consecință imediată cu atot suficiență are de a face cu izgonirea lui Dumnezeu din mijlocul nostru. Voia lui nu mai e importantă, ne descurcăm singuri. De fapt, asta spune și numele Laodicea. Îndreptățirea sau drepturile poporului, Dumnezeu undeva departe. Însă știți ce se întâmplă? Când schimb valorile, nu voi găsi împlinire niciodată. Pentru că viața adevărată nu presupune valorile lumii, ci alte valori. Rog frații de la video să mă ajute să citim câteva valori care le găsesc în Scriptură. Extrem de importante. Nu le găsesc în jurul meu. Și pentru valorile acestea eu trebuie să depind de Dumnezeu în fiecare zi. Psalmul 1:1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Iată fericirea. Nu spune ferice de omul care are doldora bani. Nu spune de omul ferice care nu este niciodată bolnav. Deși asta e o fericire, da, și asta. Dar în limbajul lui Dumnezeu altele sunt valorile. Altă fericire, altă binecuvântare. Psalmul 32:1. Vă rog, uitați-vă ce înseamnă valoare pentru un om al lui Dumnezeu. Ferice de cel cu, fără de lege iertată, și de cel cu păcatul acoperit, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul legiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Iată valoare. Valoarea adevărată e să știi că păcatul tău care te desparte de Dumnezeu e șters, e rezolvat. Nu schimba valorile. Ăstea sunt valorile de care trebuie să mă țin și să ne ținem. Sau o altă valoare. Fapte 20:35. E singurul citat pe care Domnul Iisus îl spune și nu apare în Evanghelie. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Altă valoare, valoarea dărniciei și nu invers. Și aș vrea să mai încheie cu o valoare, sunt multe. Doar frunzăresc câteva dintre ele. Iacov 1:12, o valoare care e total în antiteză cu valoarea lumii. Ferice de cel ce rabdă ispita. Lumea spune, gustă ispita, trăiește ispita, trăiește clipa. Dar în lumea lui Dumnezeu altele sunt valorile. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Care sunt valorile mele și ale dumneavoastră? Asta spune ceva legat de starea în care mă aflu. Dacă eu îmbrățișez valorile lui Dumnezeu, facă Domnul să fiu în flăcări pentru El. Dacă cumva îmbrățișez valorile lumii, s-ar putea să mă aflu în starea asta de căldicel și să le schimb valorile lui Dumnezeu cu valorile lumii. În al treilea rând, ce au mai pierdut oamenii aceștia? Versetul 18, partea a doua. Dumnezeu spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, iar în final spune, și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Au mai pierdut ceva. Viziunea. Vederea clară, nu întâmplător. Domnul Iisus Hristos se prezintă pe sine la început singura dată când termenul Amin, pe care noi îl rostim la rugăciune, este personificat într-o persoană, și anume Iisus Hristos. Alteori vei găsi în Evanghelie Amin, Amin, adică adevărat, adevărat îți spun. Dar de data asta spune, iată cel ce zice, cel ce este Amin, adică martorul credincioș adevărat, cel ce este adevărat. Cu alte cuvinte, când trăiești în o stare de iluzie, am nevoie de un punct de reper. Am nevoie de cineva care să spună, uite, care-i starea ta reală, Radu? Dar starea mea reală poate fi spusă doar de cel care este adevărul. Și în Apocalipsa 3, cine este adevărul? Hristos. Însă cei din Laodicea trăiau o minciună, deși credeau că sunt bine. Îmi vine în minte tot felul de imagini, cu tot felul de concursuri pe care televiziunile române le înșiră în ultima vreme. Concursuri de cântat, concursuri de tot felul de spectacole. E un adevărat divertisment să vezi că sunt anumiți oameni care ei sunt convinși că știu să cânte bine și participă la aceste emisiuni să se arate în fața întregii lumi că ei au o voce dumnezeiască. Nimeni n-aude vocea lor dumnezeiască, numai ei și-o aud. Dar asta e starea celor din Laodicea. Sunt convinși că erau bine.
De aia este nevoie de un juriu, dacă vreți, de cineva adevărat, care să-mi spună fața mea reală. Minciuna celor din Laodicea consta în următorul fapt. Au pierdut din vedere viziunea lui Hristos. Practic, ai o biserică fără Hristos. E singura din cele șapte în care Hristos nu e în mijlocul ei. În toate celelalte, Hristos e undeva aproape, e undeva în mijloc. Candelele încă sunt acolo. De unde știu? De unde știu că Iisus Hristos este scos, exclus din propria sa biserică? Versetul 20, hai să-l citim. Iată, eu stau la ușă și bat. Noi citim versetul acesta de multe ori în contextul evanghelizărilor și nu cred că e rău. Dar dacă ar fi să fim onești cu Scriptura, versetul acesta apare în contextul unei biserici. Și Hristos stă la ușa bisericii sale. Oamenii de acolo aveau probabil religie, dar nu aveau relație. Aveau ritualuri, dar nu aveau relație cu Iisus. Inima religiei nu reprezintă opinii despre Dumnezeu, ci o relație personală cu El. Mulți oameni de lângă noi au religii, dar n-au relație cu Hristos, e undeva Hristos în afară. De fapt, mântuirea nu constă în religie, ci constă în altceva. Ioan 17:3, uitați ce zice Scriptura. Și viața veșnică este aceasta. Să ai religie? Nici vorbă. Să ai relație. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta e viziunea pe care n-am voie să o pierd. Asta e relația de care n-am voie să mă despar niciodată. Oh, da, toate celelalte sunt importante, că din relația cu El urmează și un trai corect. Dar, dacă mă uit adânc în inima mea, e Hristos acolo prezent? Lucrează în inima mea? E ceva care m-a transformat din interior spre exterior? Și în final, al patrulea lucru ce și-au pierdut oamenii aceștia. De la 17 la 22 apare această idee. Și-au pierdut veșmintele. Asemenea poveștii lui Hans Christian Andersen, împăratul în pielea goală, care credea că este îmbrăcat, așa și oamenii aceștia. Dar ce sunt semne hainele? Apocalipsa 19:8 vorbește despre haine. Vorbește despre o îmbrăcăminte specială. Și vorbește Scriptura astfel despre biserica sa. I s-a dat să se îmbrace în in subțire, strălucitor și curat. I s-a dat. Și vorbește de ce anume. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Pe întreg cuprinsul Scripturii înțeleg că hainele mele sunt mânjite, indiferent cât aș încerca prin forțele proprii. Spre exemplu, în Isaia 64:6, dacă poate fi afișat, vorbește despre starea unor haine, unor fapte mânjite. Toți am ajuns ca niște necurași și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Dar Scriptura spune altceva. Ca să nu fiu în starea asta de mijloc, am nevoie de o altă îndreptățire. Am nevoie de alte veșminte. Și veșmintele lui Hristos pe care El mi le dă. Mântuirea înseamnă să primesc neprihănirea Lui. Mă grăbesc că timpul zboară și aș vrea să ajungem în final la remediul bisericii. Care e remediul pentru astfel de biserică? O biserică ce își pierde vigoarea și n-aș vrea să vorbim la modul general sau să ne gândim la o biserică din Sibiu, din România sau din lume, ci aș vrea să ne gândim personal. Că biserica e formată din indivizi, noi suntem biserica. Dacă cumva nu mă găsesc în starea normală de fierbinte pentru Hristos, mi-am pierdut vigoarea, nu mai am pasiune, trăiesc cu apatie. Dacă cumva am început să împrumut din valorile lumii, mai mult, dacă cumva veșmintele mele încerc să mi le iau eu și nu mă bazez pe neprihănirea lui Hristos, și că pe Hristos l-am dat la o parte, ce trebuie să fac? Un singur lucru. Să mă pocăiesc. Nu e o filozofie nouă, e aceeași, dar îmi place tare mult cum începe. Versetul 19. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Acum, deși epistola adresată bisericii din Filadelfia e una dintre cele mai greu de digerat, grea, probleme mari, finalul ei este deosebit de încântător. Pe de o parte, observ câteva lucruri. Odată,
observ că în pocăința asta Dumnezeu mi-arată iubire. Eu mustru și pedepsesc pe cine? Iubesc. Am învățat din experiența fragedă de tată. Când îmi pedepsesc copilul, întotdeauna la final se-l asigur că-l iubesc. Să nu ia pedeapsa respectivă ca pe ceva ce îl distruge, dar la final să am o discuție cu el în care să-i spun, să verbalizez, tata te iubește. Asta schimbă lucrurile. Copilul nu înțelege că îi vreau răul, ci înțelege că îi vreau schimbarea în bine, pentru că îl iubesc. Și asta găsesc și aici. O biserică ce spunea Hristos aproape că în mine să te vărs din gura mea. Te asigur că încă te iubesc. Deci Hristos îmi oferă șansa pocăinței pentru că mi-arată că mă iubește. Și în al doilea rând, șansa pocăinței îmi arată răbdarea Lui. Uitați ce zice Scriptura. Spune felul următor. Deși este un progres a judecății, spre exemplu în Efes, dacă nu te pocăiești, altfel voi veni la tine. În Pergam, uitați ce zice. Dacă nu te pocăiești, voi veni la tine în curând. În Tiatira. Țineți cu tărie ce aveți până voi veni. În Sardes. Voi veni ca un hoț și nu vei ști ceasul în care voi veni peste tine. În Laodicea, Iisus Domnul e la ușă. Iată, eu sunt la ușă. Adică judecata lui e așa de aproape, dar încă n-a avut loc. Încă este răbdare, am să te vărs, este o exprimare viitoare, încă nu se întâmplă asta. Dar am nevoie de pocăință. Așadar ai parte de iubirea lui Hristos și de răbdarea lui Hristos, care mi-arată pocăința, necesitatea pocăinței. Și în final, recompensele acestei biserici cred că sunt cele mai frumoase. E cea mai grea biserică, dar primește cele mai frumoase recompense. Prima recompensă. Versetul 20. Iată, stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Comuniune cu Dumnezeu este acea masă intimă a familiei în care mă asigură Hristos că vrea să reintre în comuniune cu mine. Și în final, versetul 21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine, domnie. Hristos îmi face loc pe scaunul de domnie. Expresia în original e un scaun de domnie pe care intră multe persoane. Și Hristos spune, dacă schimbi starea asta de căldicel, dacă treci de la lipsa vigorii la vigoare, dacă nu îmbrățișești valorile lumii, că asta e pocăința, să faci exact contrariu a ce e greșit, intru în părtășie intimă cu tine. Ce am eu e al tău și ce e al tău e al meu. Și mai mult decât atât, după cum eu domnesc peste întreg universul, în final, în biruință, Hristos spune în Apocalipsa 21, domnești împreună cu mine. Ce onoare, ce har, să domnești peste creație, peste tot ce El a creat deja. Aș vrea să încheiem acest ciclu de lecții recapitulând printr-o propoziție fiecare biserică. 7 biserici din Apocalipsa. Bisericii din Efes îi se cere să revină la dragostea din tâi, adică să aibă combustie. Bisericii din Smirna îi se cere să nu dea înapoi orice s-ar întâmpla, adică ai nevoie de credincioșie. Bisericii din Perga îi se cere o viață separată de lume, adică ai nevoie de consacrare. Bisericii din Tiatira îi se cere să ia în calcul consecințele păcatului tolerat, să nu aibă păcat tolerat în ea, adică ai nevoie de curăție. Bisericii din Sardes îi se cere să se trezească, să conștientizeze situația. Și am găsit și un termen medical, cardiotomie, adică să intervine pe inimă ceva. Bisericii din Filadelfia îi se cere consecvență, ești pe calea cea bună, du-te mai departe. Ți s-a deschis o ușă pentru cuvânt, du-te mai departe pe ea. Bisericii din Laodicea îi se cere să se convertească înapoi la Hristos. Dacă ar fi să mă uit în toate cele 7, unde sunt deficitar? La credincioșie? La consacrare? La conștientizarea pericolului din jurul meu? La consecvență am început o lucrare și nu mă țin de ea? Sau poate am nevoie în ultimul rând
de întoarcere la Hristos, de convertire. Dacă nu te-ai întors până acum la Hristos, nu la o religie, nu la anumite forme, ăsta e momentul. Iată, eu stau la ușă și bat. Chemarea e personală. Dacă aude cineva, intru la el, nu la mulțime, nu o religie care mântuie pe toată lumea fără să faci nimic, ci la o chemare personală care schimbă destinul. Mă rog lui Dumnezeu să avem fiecare dintre noi parte de binecuvântarea bisericii din Laodicea, intimitate cu El și domnie cu Hristos. Amin. Soluțiile acestea pentru îndreptarea noastră și pentru ca Tu să te simți glorificat în mijlocul nostru. Ne rugăm, Doamne, ca niciunul din lucrurile care sunt rele despre bisericile din Apocalipsa să nu domine în viața noastră. Tu să privești spre noi și să ne binecuvintezi cu acele virtuți sfinte în care să putem să fim plăcuți înaintea Ta. Am vrea, Doamne, să stăm pe tronul Tău de domnie. Și am vrea să avem parte de câte ori suntem despărțiți acum unde suntem, să ducem prezența aceasta. Și fie la numele Tău, care este vrednic de toată cinstea, să fie lăudat și glorificat, de cum și până în veci. Amin. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cer și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți. Amin. Amin. A noastră creștere.